Acum facem o mică pauză de relaxare, de... Să dați voi din volumul credit pentru disertări. Eu am căpătat în altă ori una sau două din proiectii. Să recitați acum? Da, da. Da, dar oamenii s-au cerut la o mică pauză acum. Da, da, știți ce se întâmplă. Eu sunt foarte emotiv, montat cu multe emotivitate. Aha. Și nu mai pot citi. Da? Bine, bine, citiți. Trebuie doar de un minut sau două. Da, bine, da. Da, da, citiți. Vă rog. Veniți în fața camerei, dacă vreți. Da, o să vin aici la bec, când mi-am uitat ochelari. Mai am un necaz că n-am fost despărțitură la poezie, așa că o să citesc exact unde se deschide așa, poezia, așa, da? Vine lumina. Da, mă duc la lumina, da. Adică introducerea. Oare ce vede omul care stă pe țări și privește nebun? Îmi dați voie să citesc eu? Vă rog frumos, vă rog frumos. Și alegeți dumneavoastră și una. Că sunt poezii frumoase, dar alegeți dumneavoastră, vă rog. Îmi pare rău cum am făcut de rușine. Oare ce vede omul când stă pe țărm și privește nebuloasa întindere a mării? Poate vise plutind pe catargele timpului, poate nemurirea, poate blânda, poate izbânda asupra sinelui, poate zborul, poate și totuși nimic din cele ale firii peste care el să nu se înalțe ca unic stăpân în taina poemelor cosmic înzidite, frumos cuvânt, înzidite. Bun, Pisania. Aici stau expuse de milenii petrecute din solare în solare mântul, călătorii ce au tras la scara verbului un drum. Pezarea lui acum urc din treaptă în treaptă spre cântul tainic de sirene, păstor de vise precum un zeu înveșmântat în aurite zale. În aula Olimpului stelar de idealuri veșnic arzător, lăcaș am înălțat iubirii, astăzi Io, binecredinciosul poet Ion. Vă mulțumesc foarte mult, sunt foarte frumoase. Vă dea Dumnezeu la tot sănătate și îmi pare rău că nu m-am putut prezenta la nivelul care trebuia. Sănătate! Mulțumim, da, da. Da. Mulțumim.